Pe parcursul săptămânii trecute, pompierii hunedoreni au intervenit la 384 de solicitări, dintre care 333 misiuni de verificare la secțiile ATI. În plus, echipajele SMURD au acționat la 345 de cazuri. Incendiile de vegetație uscată au fost preponderente, fiind afectate săptămâna trecută peste 225 de hectare. Cauza a fost, ca de fiecare dată, utilizarea focului deschis în vederea igienizării terenurilor. De asemenea, alte patru incendii s-au manifestat la locuințe, însă cea mai spectaculoasă intervenție a avut o echipă pirotehnică a Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara, care a intervenit în localitatea Cristur pentru asanarea unui proiectil exploziv având calibrul de 150 de milimetri.